Salut toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Granny. De data aceasta am să vă prezint ceva special și anume un nou update de Halloween. După cum vedeți, toată casa lui Granny a fost schimbată de la A la Z. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru Granny dacă doriți să continuăm cu episoade. Modul ăsta e făcut de un fanmade, adică de un abonat al jocului. Așa că haideți să încercăm să facem și noi mașina, să scăpăm din casă, să vedem casa lui Granny. N-am mai jucat de foarte mult timp jocul ăsta Granny și nu s-a mai făcut un update, adică developer n-a vrut să mai facă niciun update. În schimb am văzut că a lucrat la jocul. Uite cum face Granny, zici că e nebună, ești nebun. Și care e parking sau Granny? Uitați-vă și voi cum face. Pac, și îmi pleznește pe mine, bineînțeles. Și mi-au apărut ălea la cap. Deci ați văzut-o pe Granny cum arată. N-arată mare șmecherie, dar haide să scăpăm și noi din casă într-un timp record. Și între timp ne uităm și la textura asta creată de ABG, rusul ăla, care a mai făcut texturi și pentru mine. Nu știu dacă mai e la modă Granny, voi spuneți că nu mai e la modă, eu spun că mai e la modă. Hai să vedem, se duce acolo, înseamnă acum mai păcălesc capă vremul pe Granny. Și mă bucur să mă joc jocul ăsta după foarte mult timp, adică cred că am luat o pauză ceva mai mare. Și spuneți în comentarii ce vă place vouă mai mult, Clash Royale sau Granny? Pentru că jocurile astea se bat foarte mult. Ia. Grenuța doar a încercat ușa, săraca femeie, și e un scheleton mare pe ușă. După cum vedeți, ia. Dar putea să nu intre pentru că e hoață. Ok, a intrat. Foarte mișto, o închidem aici, hai să ne uităm prin toaletă, vedem carchi în toaletă, pe jos sunt numai scheleton cu cap de căpșune, aici este parchetul verde, totul este nebunie pe aici, în casă nu mai înțelegi nimic, sunt tapeți peste tapeți, cred că trebuie să facă doar un stil de tapet, altfel nu știu, habar n-am. Hai să deschidem mașina, avem wipe în chiu aici, uite cum arată sauna aici, nebun. Ok, și o chemăm pe Granny, lasă unică, ia uite, hop. Aici avem pe Joker care arată semnul obscen, un clown, cred că cam atâta, Star Stop Engine a pus băiatul aici. Bă, îmi place textura, e frumușică. Trebuie să așteptăm pe Granny. Uite-o. Hopa, mă scoate de mașină și îmi dă cotărța? Exact, asta face nebuna. Ok, data asta o să jucăm serios. Chiar n-am văzut-o, era aia de la portbagaj și n-am văzut-o pe Granny, dar data asta o jucăm foarte serios. Deci avem wipe în chiu, avem majoritatea lucrurilor pe acolo pe jos, avem și cheie de la motor. Hai să ne uităm pe aici pe camere pe la Granny să vedem cum arată. Dar sunt curios să văd cum arată bunica aia. Bunica asta prinsă de aici. Și dacă doriți să vă învăț cum să instalați texturi, îmi spuneți. Și o să vă arăt. Dăm tablou ăsta și mergem în subsol. Să vedem ce se află pe acolo. Cleștele, bineînțeles. Nu știu ce putea face cu cleștele. A, tai sus acolo. Lăsăm aici. Ce mai este aici? Asta de la fântână. Cred că o luăm pe asta. Hai să ne uităm și la ursuleț. Cam așa arată ursulețul. O textură aruncată acolo la lezneală. Păianjenul? Ne. Nu e aia de păianjen pe aici. Ne uităm pe aici, nu mai e nici asta. Cred că e un desen cu ceva cu de aia care râd. Așa horror. Bandy de mașini, nu știu cum se numește. Ink Machine, abar n-am. S-a jucat Rafael acum câteva zile. Hai să o băgăm pe Granny la să unică, pentru că e prea nebună ca să stea afară. Hop, am dat cu asta jos. Acum închidem portbagajul ca să fii sigur data asta. Bă, a schimbat mare chestii pe aici. Hai Grenuța, hai. Acum trebuie să fim atenți când vine ca să o putem închide. Hai să vedem, putem să stăm și după ușă. Uite, a venit. Când îi vedem picioarele, ea nu vede cu picioarele, bineînțeles. Ia uite ce are păpuce picioarele. Gen mașina asta are cumva Louis Vuittoane. Ok, și Granny este închisă, cam așa arată. Bă, sincer să fiu, arată bine. Arată binișor. Nu arată rău deloc. Hai să mergem să deschidem o fântână. Încercăm să scăpăm
din casă să vedem animația cum arată. Avem aia de la Păian și pe aici. Și eu sunt foarte răcit. Băieți, pare rău pentru asta. Odată cu vremea asta a venit și răcelile, să zicem așa. Ce e aici? Mit, wow, cum arată carnea. Ok, prea mult scheleton, nu știu. E nebunie cu scheletonii ăștia și cu Halloween, nu? Dar hai să vedem ce găsim noi în fântâniță. Ciocanul? Nu știu sigur, hai să vedem. Aia de la motor, ok. Avem și cheia acolo jos. Avem mai multe părți. O să scăpăm cu mașina pentru că e mai amuzant. Și mult mai fun. Hai să ne uităm pe aici. Hop, avem și melonul acolo, care de fapt nu mai e watermelon, e melon decât simplu. Cred că mai bine mă duc să iau arma, să o împuși pe Granny, să scap de ea ca să pot să trec mult mai ușor decât înainte. Dar hai puțin că motorul aici stai e urât. Cheia e pe aici pe jos. La intrare parcă am lăsat-o. Hop, aici e cheia. Și îmi spuneți în comentarii de ce ar trebui să continui eu seria asta, nu știu. Dacă se mai uită cineva până aici, să scrie cheia. Te-am făcut la motor aici. Hop. De cheia de la armă, am lăsat-o pe aici cumva. Wow, cum e. Nu e aici cheia de la armă. Bă, unde e cheia de la armă? Uite aici. Cred că a venit grenuța, mi s-a părut că a venit sau nu, nu știu, acum ne întâlnim cu ea pentru prima oară. N-a venit. Dar cred că e în viață. Ok, chemăm aici și acum mergem și luăm arma. Hai să vedem dacă și-a revenit. Cred că și-a revenit, că a fost de mult timp la saună. Mergem mai sus, hop. Deschidem asta. Luăm arma. Arma are numai dovleci și Spooky Scary Skeleton, se automă. Asta e măgrini. Wow. Arată super spooky. Cred că e Joker, dacă nu mă înșel. Ok, luăm și șuropelnița, luăm tot. Hai să vedem ce e în melenul ăsta. Hai de la păianjen, era acolo jos sau nu mai știu, nu știu, era pe undeva pe casă, dacă nu mă înșel. Ok, nu ne trebuie asta. Hai să luăm carnea, să o ducem sus. Mamă, cum e arma, ești nebun. Și mai chiar arma. Zici că e Lava Hound după Clash Royale. Hai să mergem sus. Să ducem cărnița. Și să căutăm aia de la ușa de la Păianjen. Să vedem ce e acolo sus la Păianjen. Probabil va fi o bujie ceva. Ducem cărnița. Mergem în baie pe aici. Cădem jos să vedem. E ceva aici? Nici nu mai știu. Nu era nimic. Nimic, nimic, nimic. Am văzut-o pe aici, pe casă, pe la Grenichia. Ori acolo la carne. Nu aici. Aici? Nu. Nici aici. Bă, unde am văzut-o? What? Aici am văzut-o, ne. Dar ce-ar fi să iau eu ursulețul și să încercăm să deschidem la Slendrina. Bă, unde n-ai văzut eu cheia de la păianjen? Vreau să fac prea multe deodată și nu-mi iese nimic. Și aici o rotiță. Arma. Playhouse key. Bujia, bă. Bă, băiatule, bujia.
Cred că aici revine greni în curând. Luăm arma și o împușcăm din nou. Dar am obținut bujia. Hai să vedem. Aici se pune bujia. Mai intră bateria la motor. Doar bateria. Cred că e sub scara, dacă nu mă înșel. Hai să ne uităm sub scara. Și a revenit și grenuța. What? Ce e asta? Ai poartă de poză. Hai să o sunăm pe greni și să luăm asta și... Ok. Chiar nu știam că e greni acolo sus. Tare curios. Sunt cum a ajuns așa repede acolo. Cred că s-a spawnat în acolo jos. Avem dovleci la cap, nu vă faceți griji. Scheleton pe ușă, frumos. Wow, uite acolo aia. Trebuie să dăm un rond pe aici, băieți. Așa că nu vă faceți griji. Dăm și noi rondul ăsta frumos. Deci asta e hoață și mă omoară iar. O ia pe acolo ea. De cartea. Hai să vedem pe asta. Cum arată. Bă, știu că am văzut aia de la Payangă pe undeva, dar nu mai știu pe unde. Ia mă, mamă cum arată aici. Hop, hop, ia uite. Mamă ce urâtă ești, nebun. A, ciocanul e aici jos, mă. Ca să luăm de la Slendina. Uite ciocanul aici. Ok, băieți, mi-a apărut ceva cu update. Uite asta de la Păiangă în aici. Nu cred că s-a văzut pe filmare. Oricum, era ceva de la antivirus cu update. Bă, dar de ce îmi păstrează bălea pe sus, rădăcinile alea, dovlecii? Habar nu am. Mergem direct la Păiangă, că avem și carnea. O, aici e cu dovlecii. Cum arată Păiangă? Wow! Frumos! Playhouse key. Ok, la Playhouse key bateria. Ne mai trebuie cheia albastră. Să fie aici cheia albastră? E o rotiță acolo, cred. Haideți să ne uităm la Playhouse, că ar trebui să fie bateria 100% și acolo e o rotiță, ați văzut. Mai avem o rotiță aici, o punem și pe aia. Și ieșim din casă easy de la Granny. Bateria în stânga, în dreapta. Aici o baterie, mă. Că de ce s-ar trebui? Baterie în safe atunci. Am dus șocanul la sus, nici nu mai știu. Ok, și trebuie să vină și Granny acum, din moment în moment trebuie să apară. Ok, se pare că nu vom mai ieși din casă, băieți. Doar ne mai uităm la micile update-uri, pentru că ne-ar lua mult timp să ieșim din casă. Deși aș vrea să ies, nu știu dacă pot. Ați văzut și voi. Granny asta e prea violentă cu mine. Nu mai am antrenament, bă, să cunoști că nu te mai joci. Ok, 2 minute, în astea 2 minute trebuie să scap din casă, neapărat. Lăsați ciocanul jos, mă, dacă nu mă șel eu, jos aici. Imediat, băieți, să luăm ciocanul. Dacă se mai uită cineva până aici, să-mi spuneți în comentarii, bă, mă mai uit până aici. Unde-i, mă, ciocanul? Chiar nu mai țin minte unde l-am lăsat. Uite-l aici. Blana aia puteam să o iau. E atât de confuză textura asta încât nu mai îți dai seama unde sunt lucrurile. Ne mai trebuie și bateria, ne mai trebuie și cheia albastră. Wow, două lucruri.
era să cad în pod, dar nu mai contează. Nimic, ursulețul e aici. L-am adus? Nu am adus ursulețul. Genial. Ne mai uităm la Slendrina, băieți, și după încheiem episodul, că nu mai avem ce vedea. Oricum am scăpat de mii de ori din casă și sunt tare curios să o văd pe Slendrina cum arată. Hai să o vedem pe Slendrina și încheiem aici episodul după ce o vedem, pentru că n-are rost să mai scap din casă, știți exact cum se întâmplă totul și cum arată Granny. Și nu știu dacă vă mai uitați așa mult la Granny, de-aia e un episod de test să vedem ce se mai întâmplă. Hop, m-a aruncat, hai să le vedem pe Slendrina. Wow, cine e asta, mă? Zici că e bandită. Mă, cum sunt fețele astea aici. Bă, parcă nu-mi vine să vă las așa fără să termin episodul, cum încheiam noi pe vremuri. Când scăpam din căsuță. Hai să vedem. Deci e aici. Nu știu, chiar nu știu unde e bateria aia și nu știu unde ar putea fi. Hai mă, lasă-mă. Chiar nu știu unde ar putea fi bateria. Hai mă. Sper să-mi dea cheia albastră aici, ca să nu mai stăm aiurea. Mai avem aici încă o rotiță. Aici trebuie să fie de obicei bateria, dar acum n-am văzut-o. Cheia albastră? Perfect. Habar n-am unde ar putea fi bateria aia. Poate sus scara, nu știu, habar n-am. Ok, bateria. Unde e bateria acum? Singurul lucru pe care mi-am de făcut. Poate să fie sus, pe raft și să nu fi văzut-o eu. Poate să fie aici și să nu fi văzut-o. Aici nu e cu siguranță că o vedeam. Poate să fie sus aici pe raft. Pe aici. Ne. Poate să fie pe aici. Ne. Poate să fie la ursuleț. Însă nu văd nicio baterie aici și poate să mai fie la carne. Dar o vedeam la carne dacă era. E o aia mare de tot. Nu o văd, mă. N-ai ce să mai faci. Chiar nu văd bateria unde e. Chiar nu o văd, băieți. E safe, mă. Bateria. Pe și chiar de la safe unde e? What? Unde e cheia de la safe? Am luat un episod ăsta sau am luat un alt episod cheia de la safe? Hop! Și asta a fost, băieți, cu episodul. M-au omorât grilii, din păcate n-am putut scăpa. Dar hai să vedem animația. Hop! Ne aruncă. Și ne mănâncă acum. Hai să vedem. Ia. Eu m-am lăsat. La revedere.